Așa să facem toți, cum am cântat. Glorie Domnului! Frați sfinți și prea iubiți, frați brevetați de Dumnezeu cu titlul de copii al lui Dumnezeu, fie binecuvântat Dumnezeu! Fiecare din noi, Dumnezeu ne-a chemat și ne-a pus într-o slujbă a Lui. Cât de mare, cât de mică, ce dar! Împărțitorul acesta e Duhul Sfânt, glorie Lui. El împarte după cum voiește. În capitolul 14 de la Faptele Apostolilor ne spune cum Pavel, umblând din loc în loc, în versetul 23, pune prezbiteri la Timotei, la fel îi dă sarcini și pe el însăși. Aici în Tit, așa cum ați auzit că s-a citit din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, te-am lăsat în Creta, Creta o știți bine, e o insulă, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai trebuia de rânduit și să așez prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Dragul meu, frate și soră, lucrarea asta îi revine fiecărui om pus în slujbă de Dumnezeu, la care i s-a încredințat un oricare sector. Eu, în sectorul Sebeș Alba, am organizat ce a trebuit, m-am mutat în Sibiu, un sector vast, de la Sibiu până la Mediaș, până la Blaj, până în Jina, Poiana Sibiului, și peste tot, Săliștea și așa mai departe, în multe locuri Dumnezeu m-a ajutat, am înființat biserici și am ordinat oameni. I-am pus în lucrare. La înființarea de biserici, Duhul Sfânt era cel ce lucra mai mult decât oricare altul. Trimitem, cum am făcut și la o comună mai mare, către Mediaș. Trimitem câte 3-4 băieți cu nevestele lor, cu tot, care se puteau. Și într-o săptămână ei trebuie să stea dimineața de la 6 la 7 în rugăciune cu geamurile deschise și să se roage tare, că oamenii comunii, cei ca mare, n-au zisără niciodată o rugăciune în comun sau o rugăciune tare. Aci trebuia să vină la prăbălii cu laptele dimineața și așa, toți să înfiorat, ce-i aici, ce-i aici? Dar le-am spus de la cap, mă, de nu știți să faceți pe nebunul să nu vă duceți. Acolo e nevoie de oameni nebuni. De oameni normali, ca toți oamenii, sunt destui ei acolo.
voi trebuie să apăreți înaintea lor ceva deosebit. Așa că dimineața la 6 vă puneți pe genunchi, deschideți geamurile cu pijamalele pe voi neîmbrăcați, vă rugați un ceas, apoi închideți, vă spălați și continuați, mâncați, faceți ce vreți, dar la orele 9:30-10 ieșiți pe străzi, 2 cu 2. Și bateți în fiecare poartă, stați de vorbă și chemați-i pe oameni seara la adunare. După ce am tocmit cu un frate să dea acolo o casă, sâmbătă vin eu. Când m-am dus sâmbătă, 2 camere erau pline și 40, 41 sau așa ceva s-au predat Domnului. Și așa înființam biserici, în multe locuri singuri, dar trebuie după aceea să pui un om care să vadă de ei. Trebuie să pui un prezbiter și în fiecare loc aranjam câte un prezbiter. Și apoi cu Gureu, de la filiala Brașov, veneam și îi ordinam. Și îi punem în slujbe. Ce minunat o gândit-o Duhul Sfânt și ce minunat o lăsat scris Marele Apostol al neamurilor. Ce-i de făcut? Cum trebuie făcut? Pe cine să pui? Și așa mai departe. Te-am lăsat în Creta, zicea Apostolul Pavel către Tit, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Asta nu era neapărat cu privire la prezbiteri, ci erau multe de rânduit în adunările primare. Eu știu asta, fiindcă am înființat multe biserici, către 40 de toate, și știu câtă zbatere, știu câtă desordine e la început și cum trebuie puse toate în rânduială. Dar pe lângă rânduiala aceasta, Sfântul Apostol spune lui Tit, și să așez prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. A așeza prezbiteri însemnează ca să aleagă dintre cei care au devenit credincioși, dintre cei care s-au botezat, să vadă peste care Duhul Sfânt plutește, pe care Duhul Sfânt îl alege, la care i-a dat un dar de a predica, la care i-a dat alte daruri, cu precădere, un dar de cârmuire care e foarte interesant. Și apoi, celelalte daruri ale Duhului Sfânt pe prezbiter trebuie să-i însoțească și să-i așez în slujbe. Astăzi, prin Harul Domnului, după o înștiințare a Domnului dată fratelui prea iubit păstor Andrei, că trebuie să ordinăm. Ne-am adunat în sfat prezbiterii, socotindu-ne mai bătrâni și mai cu experiență, am analizat și am căzut toți de acord că să punem în slujba de pastor pentru tineret pe Dani, pe Amos și Oni ca prezbiteri, dar să vedem dacă voia lui Dumnezeu bate cu gândirea asta. Îi punem înaintea adunării și votul va
elucida. Și glorie Domnului că toți ăștia trei au ieșit cu mult peste așteptări. Că Domnul i-a chemat în slujbă. Ce vreau să vă spun acum, fiți foarte atenți la toată biserica asta. Dani e unul la care nu-i place să vadă femei cu fuste scurte, goale într-un chip sau altul. Îmi povesteau de când a fost la Olivia și acolo a venit o fată care a cântat sau nu știu ce a făcut și el a fost atât de supărat, dar n-a avut îndrăzneala chiar să-i ție calea. Dar împotriva păcatului și a dezmățului, Amos, de când era încă tânăr, când am vorbit odată, trăgându-le atenția la cei care, cu care am vorbit despre ce se întâmplă cu tinerii să nu cadă în abatere aia sau aia. Câte unul a zis, să știi că eu cam pândit de asta sau de asta, Amos stătea încruntat și la un moment dat a făcut, păi, să nu mai vorbești de astea, mie scârbă. Deci el e un om împotriva păcatului și a dezmățului. Oni îi mai, așa că prin harul Domnului în fruntea bisericii de azi vom avea o partidă tânără potrivnică păcatului și îmbrăcămintii care nu-i decentă. Biserica trebuie să-și revină la matca ei, înaintea Domnului, să fie curați și să umblăm în sfințănie, la care nu-i va place disciplina bisericească, mai sunt și alte biserici care lasă mai larg. Dar biserica asta trebuie să stea pe temelia adevărului. Glorie Domnului! Sigur că puțin ziceți amin, dar vă veți izbi pe viitor de ce vă spun acum. Fiți foarte atenți. Auzi ce mai zice Pavel? Dacă este cineva fără prihană, în primul rând, cei ordinați, trebuie ei să nu fie cu pată, să nu fie că o făcut aia și aia, că s-o bătut cu nu știu cine, că o înșelat pe nu știu cine, că îi dornic de câștig mârșa, nu știe cum să înnoade pe unul ca să-i fure banii, cu acte sau fără acte. Să nu fie mânjit, să fie fără prihană. Apoi, bărbat al unei singure neveste, având copiii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau de neascultare de părinți. Prin harul Domnului, acum ăștia, toți trei, au copii mici, afară de Amos, a cărui ai mai mare, Edi. Dar vegheați asupra caselor voastre, că la voi de acum înainte se uită toată adunarea.
La voi de acum înainte, dacă vede femeia ta ca lucrător că umblă într-un chip cum nu trebuie să umble, toată adunarea va cârti împotriva ta. Dacă va vedea că copilul tău e needucat și nu ascultă nici de mamă, nici de tată, atunci voi veți slăbi în exercitarea funcțiilor duhovnicești. Copiii trebuie să fie educați, chiar dacă moare tata și mama, el să țină calea Domnului cum trebuie. Glorie Domnului Iisus! Pavel Apostolul, sigur că s-o fi izbit de multe, și-a cules dintre toate și le-a pus aici, pe hârtie, căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, numai ce vreau eu, numai ce zic eu, numai cum zic eu, nu așa. Tu ai părerea ta, vine unul altul lângă tine și îți spune o altă părere, trebuie să o accepți, cel puțin să o judeci, să le pui în cântar, să vezi care e bună. Să nu fii încăpățânat. Eu așa vreau. Nu merge așa, că rupt biserica. Nu merge cu încăpățânarea. Nici mânios. Îți zice cineva un cuvânt, tu nu-l mai uiți cât trăiești, îl tot pedepsești când îți cade în mână. Unul tot avea val cu mine, când eram în țară, după ce am venit aici, zice către cineva, ode aș mai putea pune mâna odată pe Hozan, ce școală aș mai băga eu în el? Dar nu mai putut pune mâna, că eu am venit în coace și i-au rămas în țară. Nu locuiem nici în același loc, nici în aceeași regiune măcar. Dar așa avea el mintea, că el era ofițer mare în securitate și pastor mare. Așa, nici de dat la vin. Asta cred că cel puțin în familia noastră nu s-a beut vin și cred că nici la fratele Cornel nu s-a beut vin. Ce zici, Dan? Nu. Apoi, la fratele Presecaru, cred că iară nu s-a beut vin. Nu pot fi învinuiți de așa ceva și descalificați prin asta. Nici bătăuși, nici lacom de câștig mârșav. Am avut unul în județul Alba, și unul mai bătrân și mai solid ca el. O încăiera ceva ceartă. Ăsta s-o gândi că n-are cum îl bate, dar avea o șmecherie. El lovea așa cu ăsta în barbă aici. Și când i-o dat una cu toată puterea, ăla câte o fă de mare, odată i-o fugi falca aici într-o parte. O trebuie să meargă la medic ca să-i puie falca la loc, că i-o scos-o de aici afară. Nici bătăuși, mă! Și oamenii mânioși, ăia sunt și bătăuși. Dar nici unul din cei trei care astăzi, după cum unul a căpătat și ăștia doi vor căpăta și vor fi investiți de biserică, de lucrătorii bisericii și de Dumnezeu, cu autoritate, nu cred că vor avea vreodată mânii turbate, ci cu stăpânire și apoi
cu multă iertare. Dacă astea ai certat cu careva, că cine știe ce s-a întâmplat, după masă te împaci, mâine să nu fii, să nu te culci supărat pe nimeni, să te poți ruga pentru toți. Doamne Iisuse, ajută-ne la aceasta. Nici lacom de câștig mârșav, cum am vorbit mai înainte, ci să fie primitor de oaspeți. Copiii mei, în definitiv, așa i-am învățat, așa au crescut acasă și așa văd că și aici, primitor de oaspeți. Și așa trebuie să fie toți, primitori de oaspeți. Că n-ai o mâncare aleasă, nu-i nimic, că n-ai un pat luxos, nu-i nimic. Râvna, dorul să fie a primi pe oaspeți. Gândește-te, mai ales Amos, câți oaspeți au găzduit în casa noastră, săracă cum era. Aproape zilnic erau musafiri și erau oaspeți în casă, care mâncau ce aveam și dormeau cum puteau. Odată a venit Nichi de la Portland, 16 inși, și nu i-o luam nimeni să doarmă. Am tras recameu deoparte și cât să fie până la picioare și dincolo am umplut cu draniță de meteri și apoi am pus paie de cucuruz și la urmă ceva lipidee și o perină, două, și am pus la rând bărbați și femei cât s-au încăput acolo. Și toți au dormit 16 inși într-o cameră și noi în altă cameră și a fost bine. Vedeți? Acum nu-s mai vremile alea, dar pe măsura posibilității să fii dornic să ai la tine în casă un musafir, să stânjească inima după un musafir, nu ca să te arăți ce ai, ci ca să împlinești porunca scrisă, fie binecuvântat numele Domnului. Primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt și înfrânat. Sfânt se referă la stările trupești și înfrânat la gură, la gând și la stările trupești. Toate astea așteaptă să fie înfrânate când se ivesc. Și am constatat în viața mea, când eram pândit câte de o ispită și eram undeva singur, un singur lucru îl aveam de făcut, să pleci din locul ăla. Dacă în casă te apucă o ispită, nu mai sta în casă, ieși afară și plimbă-te pe drum și scapi de ispită. Plimbându-te cânți și lauzi pe Dumnezeu. Nu sta ascuns, că atunci ispita mai tare te cocoloșește. Doamne, dă-ne putere să nu biruie nicio ispită, și în special pe ăștia trei care astăzi intră în slujba Domnului. Mărit să fie Domnul Iisus, să se țină de cuvântul adevărat în zilele noastre atâția lucrători. De exemplu, m-a sunat cineva de la Târgoviște că din adunarea fostului frate Roșu s-a despărțit unul care de altfel a făcut și școala asta de păstor la București. S-a despărțit și a făcut o altă biserică și a spus tuturor, nimeni acolo să nu vorbească de botezul cu Duhul Sfânt și nimeni acolo să nu vorbească în alte limbi, că Duhul Sfânt l-ai primit când te-ai botezat și așa mai departe.
Și apoi unii din ei au ajuns până ți-au dat telefon la mine ca să le spun ce părere am. Păi părerea mea e biblică. Uitați-vă în Fapte 2, 8, 9, 19 și peste tot. Și veți vedea că Duhul Sfânt e cu vorbirea în altă limbă ca în casa lui Corneliu. Și așa mai departe. Să vă țineți de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Și dacă cineva se împotrivește, să fie în stare să-l înfrunți pe potrivnic. Glorie Domnului! Ca învățătura bisericii să meargă pe același păgaș și așa cum trebuie să fie și cum Tatăl Ceresc ne-a lăsat-o prin Sfinții Apostoli. Iar apoi, direct pentru Amos, capitolul 3 din 1 Timotei zice: adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie, fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie bărbat, să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Și așa mai departe. Apoi, tot aici, în cuvântul Domnului, în Timotei 2, dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Mărit să fie Domnul! În privința aceasta, cred că Dumnezeu, față de copiii mei, m-a făcut să le rămân un exemplu. Ei de tinerei au participat cu mine la suferințele mele, la ocările pe care le-am suferit, la batjocurile unora, și ei erau loviți. Tot așa ei au participat cu mine la înființarea bisericilor, ei au participat cu mine la eliberări de demoni. Odată, țin minte, era și Ezechiel și Amos și încă un băiat, Târțu Vasilică, când o tânără de la baptiști demonizată, când strigai la ea și la Duhul ăla să iasă din ea, merea ca o țapligă pe ape, dar merea pe spate, pe subânci, juv, până nu știu unde. Așa o zvârlea satana și apoi o sculam și iarăși, și iarăși până când Dumnezeu a eliberat-o, sau alte lucruri. Deci, Amos cel puțin, în slujba în care Dumnezeu l-a așezat, văd că a și început de o vreme
să-i mai dea câte o încunoștințare și sunt încredințat că Dumnezeu îl va folosi până la capăt, pentru că Dumnezeu iubește pe oamenii curați, pe oamenii care să se lese să trăiască curați și totodată să fie în stare fiecare din noi să stăpânească bine casa lui. Cum a zis acea persoană minunată numită de Avram Domnul, să trecă pe lângă Avram, prietenul meu, să nu-i fac de cunoscut ce am de gând? Nu, că eu știu că Avram e în stare, nu la copii mici, casei lui. Și casa lui avea oameni pedeștri pe care îi folosea în războaie, în lupte. Casa lui avea copii mari, mici, femei. Îi în stare să poruncească casei lui după el să țină calea Domnului. Doamne Iisuse, întărește pe acești 3 de azi. Și când vor fi copiilor de 40 de ani, ca Amos acum, să țină calea Domnului. Orice băiat, orice fată pe care Dumnezeu ți-a dat-o, să crească în frică și în temere de Dumnezeu și pe urma lor să nu ai povești, să nu ai rușine, și să fii în stare totdeauna apoi să înveți pe altul. Să nu pățești ca un frate din Austria, aici mai câtă graniță, după ce i-a crescut copiii mari, 3 din ei au divorțat. Când a fost el să predice la o căsătorie, s-a sculat unul care sigur era vrăjmaș. Păi tu predici, mă? Păi cum ți-ai învățat copiii? 3 sunt divorțați. Dă-te jos, mă, de acolo. Și l-a făcut de rușine într-o sâmbie sărbătoare și o zi mare. Deci, Domnul să ajute pe acești 3 care astăzi, unul a intrat, apoi Amos acum și unii de seară, în slujirea asta sfântă, casa lor și ei însăși să trăiască fără prihană, să trăiască în sfințănie și să rămânem cu toții economi a împărăției lui Dumnezeu. Economul se îngrijește ca casa stăpânului său să nu aibă vreun deficit, să nu aibă vreo lipsă în nimic. De aceea e econom, veghează asupra economiei. Toată biserica e o economie a lui Dumnezeu și noi suntem puși să veghem asupra bisericii și dacă vedem ceva că nu-i bine, aia nu mai contează că e mamă, tată, frate, soră. Nu, prieten. Nu. Ce nu-i bine, îi spui atunci, nu lași până mâine, poi mâine. Cu blândeță, cu înțelepciune, să nu superi, dar să nu-l lași să meargă mai departe în apele lui. Doamne Iisuse, ajută-ne în toate. Amin. Mă opresc aici, că nu știu cât e ceasul, dar probabil că e destul.